vom avea în 32 de unități administrativ-teritoriale candidați USL și liste comune. În 9 mai avem de în 7, pardon, mai avem de purtat discuții, 7 comune nu le-am finalizat, Poiana Ilvei, Ilva Mică, Nușeni, Zagra, Târlișoa, Aruncu Salve și Șeu Măgheruș. Avem candidați USL din partea Partidului Conservator în comunele Matei și Leșu, până în momentul de față. Din partea PSD, candidați în municipiul Bistrița, și aici mă refer la candidații sub sigla USL, la Budacu de Jos, la Budești, la Căianu Mic, cred că ar fi bine să vă spun și numele, domnul Ovidiu Crețu, Budacu de Jos, Codruț Boloș, la Budești, primarul exercițiu Vasile Codrea, la Căianu Mic, viceprimarul Gheorghe Retezan, domnul Retegan, domnul primar Țărmure, nu mai candidează, s-a pensionat, la Chiuza, primarul exercițiu Grigore Bradea, la Ciceu Mihăieș, primarul exercițiu Mureșan Valentin, la Dumitra, președintele organizației PSD Alni Leon, la Josenii Bârgăului, primarul în exercițiu Tudorel Ciodmonda, la Lunca Ilvei, președintele PSD Claudiu Palage, la Milaș, primarul în exercițiu Iosif Gabor, la Monor, primarul în exercițiu Ioan Cira, la Negârleș, primarul în exercițiu Ioan Pugna, la Nimigea, primarul în exercițiu Mircea Runcan, la Spermezeu, viceprimarul în exercițiu Alexandru Deneș, la Revra, primarul în exercițiu Ștefan Danci, la Teaca, primarul în exercițiu Iustian Muntean, la Uriu, viceprimarul Oprea Gheorghe. În continuare o să vă spun cei 24, dacă nu greșesc, da, de candidați ai PSD care candidează din partea PSD, adică nu USL separat în anumite unități administrative. Din partea PSD, Orașul Beclean Nicolae Moldovan, Sunt George Băie Roland Venic, Braniștea Cornel Săsărman, Cetate Uțu Moldovan, Ciceu Giurgeș Constantin Rusu, Dumitrița Bolfă Emil, Feldru Ștefan Sângeorzan, Galații Bistriței Vasile Găurean, Ilva Mare Anuța Văsieș, Lechința Romeo Florian, Parva Gheorghe Stelian, Petru Rareș Vasile Cocos, Prundul Bârgăului Leon Vlad, Rebrișoarea Nicolae Bodiu, Rodna Emil Gușă, Salva Gheorghe Onul, Silivașul de Câmpie Ioan Dâmbian, Sâmihaiul de Câmpie Ioan Boar, Șanț Cornel Moisil și eu Olimpiu Iuga, Coșbuc Nicolae Angel și eu Dorhei Sorin Sfintean și Euț Marian Cotoc, Tiha Bârgăului Nicolae Cioancă. Ăștia sunt candidații din partea PSD. 12 candidați are PNL-ul în numele USL-ului și 23 de localități, PNL, PSD sau PC. Deci avem candidați și unii și alții. Și deci 12 liberali de USL, numai ei. Spuneți da. Localitățile. Asta doriți. Chiar doriți? Da. Bistrița Bârgăului. Și cine? Florian Ungur. Chiochiș. Poc Vlăduț. Livezile Traian Simionca. Maieru Cârdan Nicu, domn profesor, Măgura Ilvei, Ioan Șamșudean, Mărișelu, domnul Buta Dumitru, Miceștii de Câmpie, Bendean Dumitru, primar în funcție, Poiana Ilvei, Bența Eugen, Ioan Monița, Românii, și Intereag, Mureșan, Ioan, Telciu, Scuturici, Gheorghe, Tiha Bârgăului, Dologa Vasile, Urmeniș, Tomșa Dumitru. Păi, la Tisha, nu aveați și USL, nu? Are 13 de oameni. Dar v-a prezentat domnul... Nu, aici nu-i candidatul comun. Are o greșeală în situația. Tiha... Îmi pare rău. Tiha e mai mult. 12, dar... Deci, trebuie să facem afară. Tiha. Nu, la Tiha are și domnul președinte Moldovan candidat. Da.